Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ne cerem scuze că nu începem cu o știre serioasă, dar de dimineață am fost bombardați, literalmente, pe toate canalele astea de informare cu o știre sau o neștire despre Dana Rogoz. Nu avem, repet, nicio vină. Am deschis mail-ul Dana Rogoz, am deschis pagina de Facebook a postului nostru de radio Dana Rogoz. Dana Rogoz este însărcinată. Încă o dată spun, noi ce vină avem? A devenit, cum îi zicea nenea ăla de la antenă, virală chestia asta, sau nu știu cum se numește. Ce vină avem? Cu ce am greșit noi, ca să ne spună Dana Rogoz? Na, într-adevăr, ce surpriză extraordinară! Ce surpriză, ce să spun! Era femeie, avea pe unul, toată ziua nu făcea altceva decât să se fuțâie pe la televizor sau prin presă, mai mult prin presă scrisă, ce să spun, acum a rămas și gravidă. Da, într-adevăr excepțional. Dacă mi-ai fi spus că a ajuns pe Marte, era o știre, da? E și ea însărcinată, mare lucru. O să avem o nuntă, o să avem un botez, o să le facem ea, nu știu dacă nunta a avut loc la ei, nu mai țin minte, oricum o să se nască ăsta, să fie botezul. Dar iarăși peste tot, ce mănâncă ei la botez, unde s-a dus, cât e de frumușel, da, cine a venit la nuntă, iară toată turma asta, de toată gașca asta de gâsculițe prezente acolo, mega eveniment, ei foarte emoționați, știm deja tot. Ce ne mai interesează? Să trecem. Păi da, să trecem, sper să ne lasem pace și să nu ne țină la curent cu evoluția sarcinii, că nu mai rezistăm. Uite, hai să citesc ceva din Kamikaze. Foarte bun materialul. Îl semnează colegul nostru Andrei Manțog. Nu ne pricepem la fotbal, dar ne pricepem la lăudat Steaua. Îmi place asta. Combate bine. Meme zice că Steaua n-a fost lăudată destul. Păi n-a fost și Steaua este fotbalul românesc. Așa este. Steaua este fotbalul românesc, dar atenție, în curând nu se va mai vorbi despre echipă deloc. Doi dintre conducătorii Stelei au devenit persoana non grata și pe bună dreptate pentru presa din România, nu pentru toată presa, pentru presa de scandal probabil că nu. În curând nu se va mai vorbi deloc, dacă o țineți tot așa. Bine ar fi să faceți un picuț de curățenie pe acolo, că nu se mai poate, miroase. Presa sportivă din România, cu profesionalismul, competența și stelismul pe care îi le cunoaștem, pretinde că Vlad Chiricheș ar fi fost desemnat omul meciului din Cupa Ligii. Competiția rezervelor, scrie el. E cam așa și e, cu Aston Villa. Foarte bine, o fi fost un sondaj dintr-un camping de steliști, cine știe, poate chiar aș fi crezut că a fost printre cei mai buni. Problema este că au pus și un video lămuritor cu intervențiile lui The Vladiator, așa i-au zis ai noștri. Intervențiile lui din timpul partidei. Orice om care a văzut mai mult de 5 meciuri de fotbal în viață și-ar fi dat seama că în intervențiile în această selecție, Chiricheș pare ușor nesigur și cu o tehnică cel mult aproximativă. Am văzut și eu, după ce am vorbit ieri cu colegul nostru Călim Mateș, n-am înțeles chestia cu omul meciului, am văzut dând pase greșite, a încercat o pasă, a aruncat o minge în față, a încercat un fel de diagonală, nu se afla nimeni acolo, ba mai mult, nimeni din spate nu s-ar fi putut afla pe acea poziție viitoare, cum i-ar zice Ilie Dumitrescu. Nu trebuie neapărat să-i dăm un cap lui Chiriche, sigur că a fost nesigur. Abia ce a ajuns acolo și abia a intrat. Dar de aici, într-adevăr, până a face din chestia asta un mega eveniment pentru fotbal românesc, mi se pare prea mult. Mă rog, și enumer aici Andrei Manțog gafele pe care le-a făcut ăsta la prima înfățișare. Chiricheș pasează calm cu pieptul la un adversar. Un minut mai devreme, prima fază în care suporterii lui Spurs au avut impresia că într-adevăr au transferat un fotbalist. Iese bine cu mingea la picior Chiricheș, dar termină seria de dribblinguri cu o alunecare disperată care vizează recuperarea mingii buclucașe, adică s-a driblat și pe sine. A dat mingea în față până dincolo de jumătatea terenului, acolo nu era nimeni, fie să nu intrăm în detalii. Așa e presa, noi am mai explicat de ce, nu pentru că ar fi steliști cu toții, ci pentru că știu că steliștii sunt mai mulți. Până la urmă s-a creat și un reflex. Da, dar și e simplu asta cu... superficialitatea asta este valabilă în general la om în toate domeniile. Mulți sunt fani Stele, așa zici, fani, tot din superficialitate. Da? Pentru că este mai la îndemână
auzi mai multe despre echipa asta, trebuie să faci mai puține eforturi ca să fii lângă ea. Nu prea poți să fii fanul Olimpiei Satu Mare, poate dacă ești Călin Mateș. Altfel nu. Deci, și ăsta e unul dintre motive, să știi, lejeritatea asta că vezi la alții, că auzi la alții, că nu vrei să te diferențiezi. E o gloată în care te așezi și tu, pur și simplu. Deci este mai degrabă un curent, mai degrabă o modă. Dacă tu te-ai născut în vremea performanțelor unei echipe, e mai greu să țintești către una care nu are nicio. Astăzi, de exemplu, să devii suporterul lui Dinamo, așa tamnesam, fără să ai niște antecedente pe undeva, prin familie sau prin fața blocului, e mai complicat, să știi. Pe vremuri nu, erau două tabere, Steaua sau Dinamo, în București cel puțin. Rapidiștii erau mult mai puțini. Astea două însă drenau suporteri mulți. Acum Rapidul erau marginalii societății. Nu era reprezentativ neapărat. Dar ăștia, Steaua, Dinamo, grosul. Aș vorbesc aici și de oamenii din provincie, unde procentele erau sensibil egale. Adică toți Steaua și Dinamo câștigau cam peste tot, în afară de echipa locală. Dar aia nu contează, că aia nu ieșea din sfera județului propriu. În afară de încă vreo două, trei echipe, gen Craiova, sigur, care aduna pentru că avea rezultate, FC Argeș, care iarăși mai aduna pentru că avea rezultate, dar un pic mai puțin decât Craiova, nu era așa mediatizată, și rest celelalte echipe nu treceau de limitele județului. În schimb, Steaua și Dinamo, toate județele adunau sub Rapidul, foarte puțin. Foarte puțin țineau cu Rapidul dincolo de București. Astea două însă peste tot în România aveau suporteri. Nu vom scăpa de reflexul ăsta. Așa va fi întotdeauna presa din România, slugarnică, sau mă rog, o mare parte a ei, că nu-i chiar toată presa stelistă în momentul de față. De pildă, noi nu suntem, chiar nu suntem și nu votăm cu nicio echipă din România ca să putem fi bănuiți de subiectivism. Dacă ar avea performanțe, poate că i-am lăudat. Deocamdată performanțele lipsesc, așa că ce Dumnezeu să spui de bine despre echipele din Liga 1. Ceilalți din ligile inferioare, aia sunt mai săraci, n-au bani, nu poți să le dai cu parul în cap pentru asta, mai ales că în alte sporturi banii lipsesc cu desăvârșire. Dar fumurile și pretențiile din Liga 1 trebuie amendate, fraților, în niciun caz lăudate. Nu-i nimic la Steaua din cauza conducătorilor. În curând s-ar putea să nu mai ajungă niciun jurnalist. Vor fi banați de toată presa sportivă, ceea ce desigur și merită. O merită și suporterii, că și ei i-au susținut pe indivizii ăștia, deși i-am rugat noi să încerce să se detașeze un pic și să se gândească și la viitorul echipei eventual. N-au făcut-o. De câte ori vă duceți la meciuri, să știți că asta se întâmplă. Ba, îi băgați bani în buzunar lui Gigi Becali, nu întăriți echipa atunci când faceți vânzare clubului. La club nu o să mai rămână nimic și vă veți convinge de asta. Și îi susțineți pe impostorii ăștia, care, iată, au ajuns să fie banați de publicații care, altădată, căutau cu tot din adinsul. Îi căutau pe oamenii ăștia, le luau interviuri, îi băgau în seamă în fiecare zi. Nu s-a mai putut. Dacă despre noi spuneați că suntem răutăciși, vorba lui Hagi, și hateri, despre ăștia ce mai ziceți acum? Am prezis chestiunea asta, tot sunt la modă Nostradamienii, așa se numesc, a apărut tribul Nostradamienilor, s-a reapărut, am prevăzut că aici se va ajunge, nu-i nimic de mirare. O să-l mai întrebăm o dată, ca să ne lămurim că, după reacția colegilor de la Kamikaze, o să-l mai întrebăm pe Călin încă o dată dacă e într-adevăr pe bune chestia asta cu Vlad Chiricheș. Chiar a fost declarat omul meciului, că nu m-am lămurit. Cu Anglia, într-adevăr, îi prinde mai ușor pe ăștia. Pare să fie mai ușor pentru noi, totuși Mateș este bine informat pe segmentul ăsta, e greu să-l faci. Adică aș avea mai mare încredere în el decât într-unul care scrie în presă doar așa, din auzite, sau i s-a părut lui că nici măcar n-a auzit clar. Am văzut ieri, apropo de Cupa Angliei, meciurile care s-au desfășurat. N-a ieșit spectacol la Manchester United cu Liverpool. Nu. N-a fost un 5-3 de până la urmă să cadă și dumnezeii de pe tablourile din pub-uri. Niciun meci prea plăcut n-a fost. Nu, e adevărat, însă că pentru Liverpool nu rămâne decât înfrângerea. Că știi cum e, atunci când nu e nici spectacol și pierzi,
că dacă faci spectacol și ai 3-0 pe Old Trafford și pierzi cu 5-3, măcar poți să spui, da, tată, de la 3-0 eram Dumnezei. Așa ai și pierdut, dar Liverpool în ce caz nu iese bine. Moises ăsta mai scapă un pic, că într-adevăr e o victorie care acum mai atenuează din critici. Și Arsenalul cu echipa a șasea a bătut la penaltiuri. Am avut dreptate, sigur, deocamdată parțial cu Morgana Malfitano, care a ratat penaltiul decisiv pentru West Bromwich Albion în meciul cu Arsenal. Asta îi spuneam și eu lui Mateș, că el a fost declarat cel mai bun jucător în ultima etapă de campionat pentru echipa lui, Amalfitano. I-am zis că e unul care se culcă repede pe ureche și dacă l-au lăudat aia. Deja meciul următor, el n-a mai fost la nivelul ăla, că oricum să ratezi penaltul decisiv se știrbește din merite. Nu știu ce-o fi făcut pe timpul meciului, că n-am văzut, dar clar că foarte bine pentru el nu s-a încheiat. Adică euforia meciului câștigat cu 3-0 weekendul trecut s-a dus. Dar o să mai vorbim despre meciurile de Cupa Angliei, că doar nu să-l întrebăm pe Mateș despre Patagonia. Și încă una foarte bună. Soțul Martinei Hingis a sunat la poliție noaptea trecută. De ce credeți? A chemat poliția pentru că luase nevastă sa la bătaie. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al poliției din cantonul Jviț. Am fost alertați de soț, un francez care practică echitația. Soțul ne-a spus că sunt probleme grave la el acasă. Ne-am deplasat și am intervenit pentru a regla situația. S-a întâmplat chiar la domiciliul cuplului. Soțul încă n-a depus nicio plângere la poliție. Se mai gândește dacă o să o facă sau nu. Și-a declarat așa ziarului Blick: domnule, am fost agresat de nevastă mea și de soacră mea, Melanie Molitor, care m-au bătut și m-au zgâriat. Am fost educat să nu lovesc femeile. Am fost nevoit însă să mă apăr. Au vrut să mă omoare. Da, bine, Melanie Molitor, mama Martinei Hingis, era bețivancă de mult. Dar nu știam că asta mică s-a apucat și ea. Se pare că și ea s-a apucat de beut. S-a apucat, pentru că nu i-a ieșit în viață. E adevărat, și a luat-o după măsa, care tot așa se despărțise de tasul. Știm povestea. Aveau trabant când erau mici. Țin minte, tasul o bătuse pe Melanie Molitor. Zdravân, Hingis ăla, de acolo era numele. Și până la urmă s-au despărțit. Ma, fiică sa, țineți minte, a fost o gingașă, o drăguță extraordinară. Cum era pirpirie, săraca, de-abia servea până la plasă. Țin minte, știu, primii pași ai Martinei Hingis. Era ca o floare. Da, o bobocică dintre asta era, n-aveai cum să nu o iubești. Țin minte când juca cu Steffi Graf, ce țărancă ordinară era aia și ce plăpândă era Martina Hingis. Și reușea, pentru că Hingis era inteligentă, lovea mingea încet, da, cu efect, și o întindea pe hoașca aia de un nebunea pe teren. Aia, aș dă seama, n-avea niciun pic de umor. Era nemțoaie, care niciun pic de sentiment. Dădea mingea aia de s-o rupă în două. Martina Hingis de-abia servea. Țin minte, sufla un pic vântul, îi ducea în tribună mingea Martine Hingis. Deci era plăcută, n-avea cum să nu te atașezi de ea. A fost o jucătoare totalmente atipică. Eu țin minte primele meciuri, când plângea pe teren, mă, se oprea și începea să plângă, pentru că n-avea forță. E bine, pentru că a fost o fată totalmente ieșită din comun și extrem de talentată, a ajuns numărul 1 mondial. Deși ea, inițial când debutase, îți spun, n-ar fi dat nimeni 2 bani pe ea. Deci nu era în stare să dea în mingea aia. Asta când era în circuitul profesionist, îți dai seama ce catastrofă era la începuturi. Păi a bătut-o Graf în meciul ăla 6-0, 6-1. Dar ce să... Aș avea să ajungă numărul 1 mondial. A fost o lungă perioadă Martina Hingis. Acum dacă te uiți la ea, e groaznică. S-a buhăit, s-a retras de câteva ore, a revenit, s-a apucat de tot felul de chestii, a fost bătută, violată, vai de mama ei, n-a reușit pe nicăieri în viață, a fost prost sfătuită probabil, dar a ajuns totuși la niște gologani pe care cu siguranță îi merita, pentru că din punctul ăsta de vedere mai talentată jucătoare, mai interesantă jucătoare de tenis nu există. Deci ea nu și-a folosit niciodată forța, nu avea așa ceva. Și când a ajuns genială, îi se lungiseră picioarele alea, stătea mult mai bine, a tot făcut lecții, juca câte 15 ore tenis pe zi cu antrenorul ei în Florida și pe unde o dăduse măsa.
Dar a avut un parcurs colosal, a nimic de spus. Nu era nici urâtă, nu era nici roașcă. Ce să stea, nici anabolizante nu lua. Uite-te puțin la astea, la familia Williams. Ce să te bucuri la alea, mă? E o rușine ce fac alea, mă. Dar ce contează că ești numărul 1? De când au mai dispărut un pic, Sirina încă e tare în circuit, da? Sora sa s-a cam uiat. Asta că tot apare așa câte una, e interesant, a fost Caroline Wozniacki aia, a venit Kuznetsova, au fost o grămadă de astea care au stat câte o săptămână numărul 1 și apoi au murit, știi? E mai interesant acum tenisul meu. Dacă ar dispărea Serena Williams de tot, ar fi într-adevăr o perioadă fastă pentru asta. Martina Hingis rămâne memorabilă cu ce a făcut în tenisul feminin. Dacă ne uităm la ultimele fotografii cu Martina Hingis, ne dăm seama că ceva nu e în regulă cu fata și nu-i de mirare, cu mama bețivă, da, familie destrămată, a asistat în copilărie când se pregătea pentru performanță, adică tocmai atunci când ar fi trebuit, a asistat la bătăi, certuri, scandaluri. Maica s-a în continuare probleme la mansardă, bănuiesc că și ea. Au încercat să-l omoare. Pe ăsta, vă dați seama, bărbat fiind, n-a avut încotro și a chemat poliția. Și bine a făcut, pentru că altfel o încasa tot el. În momentul de față n-a intrat în programul de protecție al martorilor, dar poliția l-a mutat la hotel și e păzit ca să nu se întâmple ceva. Deci asta a fost cu fosta campioană Martina Hingis. E numai bună de dus la psihibobu. Au mai fost cazuri în tenisul de câmp de muieri necăjite, ca să nu zic altfel. Să ne aducem aminte, Martina Navratilova. Au mai fost și altele, corespondentul o amintește și pe Monica Seles și aici, și pe Gabriela Sabatini, desigur Gabriela Sabatini era feblețea lui, că doar știm corespondentul nostru din Franța este îndrăgostit de Argentina și frumusețile Argentinei, mă rog, mi s-a părut chiar o frumusețe Gabriela Sabatini, de la distanță, da. Când erau poze făcute așa mai de aproape, mi se părea totuși ceva dubios și la asta, da, și ai sportul. Nu le poți avea pe toate în viață. Am mai spus noi chestiunea asta. Între timp am văzut și fotografii cu cei doi. Drăguțel băiatul, el pare nevasta și ea bărbatul în fotografii. Băiat ăsta finuț, copilaș așa, cred că e mai mic decât ea. Martina Hingis are vreo 32 de ani. A fost mai grav. A participat și amantul soacrei, prietenul soacrei, și ăla se pare un bețiv. Ăla a luat DVD-ul și i-a dat cu el în cap. Ăstuia. Deci de-aia a chemat omul poliția, chiar că l-omorau. Vă dați seama, s-or fi făcut criță, a venit ăsta acasă, l-au luat la bătaie, cine știe din ce motiv. O fi fost și un menaj a trois, adică fica împreună cu mama și cu amantul mamei. Cine știe, în familiile astea dezorganizate, făcute praf, orice este posibil. E, nu-i nimic, să-i ținem pumnii băiatului, divorț. Divorțul o să o coste pe ea, pentru că ea are evident mai mulți bani. Cât să fi câștigat omul din echitație? Da. Nu, să știi că Martina Hingis știu chestiunea asta. Nu a iubit miliardari. Ea, tocmai pentru că avea bani, asta cu tot felul de dăștia, care îi cădea cu tron câte unul, ții minte că tot a avut. A schimbat mulți în viață, da. Nu s-a grăbit în chestiunea asta, n-a început foarte, foarte devreme, dar i-a tot schimbat. Adică a trecut de la unul la altul, nu erau din ăștia aleși, adică ea nu se iubea cu Ion Țiriac, asta vreau să spun. Nu-și găsise frumușei care nu contau, că se făcea călărie, că făcea parașutism, că făcea deer track, arunca talere din șanț sau din turn, pe ea nu contă, nu interesa notorietatea ăluia. Pentru că atunci când ai banul asigurat, când ai confortul, pe viață, nu te mai interesează. Deci nu umbla la... Nu era Mihaela Rădulescu. Înțelege? Își câștigase viața, era ok, nu stătea după ăla ca să îi aducă publicitate. Și n-a nimerit. Asta e, da, peste tot felul de oameni care încerca să profite de ea, probabil că ea de aia și veneau. Avem un telefon, de ziua. Am închis. Aia și nu l-am lăsat să aștepte mult, la 30 de secunde. Altă dată de ce aveau parte bieții ascultători. Nu-i nimic, revine omul dacă vrea să ne înjure. Bănuiesc că n-a sunat ca să ne laude, s-a recomandat Vasile Stelistul. Deci e clar ce urmează. Tot din tenis, altă știre interesantă. Nu știu, s-au năsprit controlele sau alta o fi cauza.
Marin Cilici a fost suspendat pentru dopaj. Să nu uităm, ne scrie Andrei, că și colegul lui Djokovic și anume sârbul Victor Troițki e și el suspendat. Parcă începe, scrie el, să se scurteze drumul spre primele locuri în clasamentul ATP. Așteptăm cu nerăbdare să aflăm ce au folosit Djokovic, Nadal, chiar și Federer, că nu prea a fost deloc accidentat. Știm, noi am mai vorbit despre asta, nu se mai poate face performanță în foarte multe sporturi fără doping, dar greu de prins și greu să implementezi în alte sporturi controlele din ciclism, de pildă. În fotbal mai ales, gândiți-vă câți bani se vântură prin lumea fotbalului, nu prea văd să ajungă atât de aspre controlele antidoping. E mai mult o chestiune formală în fotbal. Se recoltează niște probe, de obicei urină, după meci, fotbaliști luați la întâmplare, 2 sau 3, ăla nu-i control serios. Cicliștii, v-am mai povestit noi, sunt luați din pat, din concediu. Sunt în Bali cu gagicile și năvălesc ăia peste ei. Da, sau pe unii îi prindea prin munții Mexicului. Le aștepta la cabană când coborau. Da. Poliția. 4600 de metri, da. Deci atenție, trebuia să spui unde te duci. Ei tocmai se duceau în locuri dintre astea și pentru controlele, și pentru controlele antidoping. Pentru că șansa să fii prins, tu poți să te duci unde vrei, da? Îi transmiți, bă, sunt în Papua Noua Guinee. Șansele că aia să se ducă după tine acolo sunt mult mai mici decât dacă zici că ești la Viena. Înțelegi? Atunci ei se duceau expre în locuri cât mai îndepărtate, știindu-se dopați. Știu pe Andreas Klöden, de exemplu, care a fost în cele mai ciudate locuri ale lumii, nu l-au găsit. Tu n-aveai obligația decât să le spui unde te duci, sigur, cât mai localizat. Dar, bă, tata, dacă eu stăteam într-o cabană la munte în Mexic, la 4600 de metri altitudine, era problema mea. Da? Tu trebuia să vii după mine, nu trebuia să vii. Și aștepta, bă, când coborau, ajungeau la cabană, dădeau să intre, era ăla cu seringa. Deci așa-i căutau, bă, frate. Să nu spună nimeni, bă, de controle antidoping în alte sporturi, că îl scuip între ochi. Da? Cum e asta, bă, tăticule? Să mă duc în dita mai jungla tropicală undeva și să mă aștepte ăla când vin acasă. Rupt călare pe nu știu ce fiară am fost toată ziua. M-am dat pe lianele și n-ajung și eu să pun capul pe pernă sau pe pernă. Pun un butuc, mă aștepta ăla. Lasă-mă, mă, cu controlele antidoping de-astea la hoteluri sau în sălile de refacere sau nu știu pe unde. Alea, tata, așa să te duci. În vacanță să vină ăia după tine 9000 de kilometri. Atât ai spunea ăia, te-am găsit. E, așa se fac controlele. Dacă vrei să prinzi pe cineva, nu control anunțat, ăia știu și la ce oră se face, ca să aibă timp să-și ia măsuri. Bună ziua! Alo? Da, vă rog. Vă salut. Să trăiți. Vă uitați la televizor, domnilor? Da, și la televizor, printre altele. Ce, vă uitați la Felix? Nu, 5 ani ieșea. Da, stați un pic, vorbeam cu colegii în pauză. Nu vă ambalați, e prima instanță, urmează apel, probabil și recurs. Păi, vorbim în ce, că am făcut un accident vascular. Domnule, dar ce înseamnă telepatia asta? Puteți să-mi explicați și mie? E o formulă, știți ce înseamnă telepatie? E o formulă, trebuia să găsească antena 3, că numai acolo scrie așa ceva. Vreau să găsească o formulă ca să nu fie abrupt. De ce să scrie pentru escrocherie sau pentru șantaj? El a furat acolo în dosarul ăsta. Da? Stai puțin, telepatia înseamnă așa. Dacă eu acum vorbiți cu dumneavoastră și vă conving să faceți un rost de bilete la un medicul stea, așa, puteți să-mi faceți rost de bilet? Nu. Că v-am sunat? Noi nu. În primul rând că nu dăm mită, în al doilea rând nu suntem în relații bune, după cum vă puteți închipui, cu oficialii de acolo. Păi dați-vă pe ecran, 5 ani de pușcării. Ce înseamnă asta? Deocamdată nu înseamnă nimic. Este hotărârea Tribunalului București, urmează apelul, bineînțeles că vor face recurs avocații lui Voiculescu, deci urmează procesul la Curtea de Apel. Eventual, după Curtea de Apel, recurs, adică mai durează, nu se știe cât. Mai durează 2-3 ani, nu?
Eu știu, parcă au început să se miște mai repede lucrurile în justiție. Nu mai durează ca altă dată, dar un an cel puțin mai durează. Pentru că mai are două căi de atac, cel puțin. Încă două căi de atac? Păi da, Curtea de Apel și Curtea Supremă, dacă nu-i convine decizia Curții de Apel. Așa că un an, eu zic că mai e de așteptat. Sigur că justiția în ultima vreme a început să-și facă treaba presată de la Bruxelles, că altfel nu cred eu că se întâmpla mare lucru. Dar hai să nu fim naivi și să ne imaginăm acum că se va curăța întreaga societate românească. Ăsta este, nu e un peștișor, nu e nici măcar un pește gras, este o balenă. Da. Ca să prinzi o balenă... Enorm, da. Sau un rechin. Ce rechin? Rechin era Adrian Năstase. Ăsta e peste. E o balenă albastră, nu știu care e cea mai mare. E peste pentru că influența lui Adrian Năstase nu s-a limitat decât la propriul fund. Pe când la Dan Voiculescu are și acest imperiu media, care a tocat mărunt, exact ca picătura chinezească, masa asta de români, masa asta amorfă de cetățeni modulabili. Da? Deci Adrian Năstase a furat pentru el, da? Și pentru asta așa a ajuns la pușcărie. El nu ți-a dat în cap cu nimic. Ăsta te-a și tâmpit. Ăsta a umblat, exact. Ăsta este ca la reeducare, Dan Voiculescu. Da? Nu... Care a furat mai mult? Năstase sau Dan Voiculescu? Nu, Adrian Năstase a furat cât au furat toți foții din Europa la un loc. Dar nu contează asta. Pentru că încă o dată spun, Adrian Năstase, în afară de faptul că a furat țara, el n-a furat de la noi. A furat și din banii publici, dar e semnificativ. Oricum, a furat banii țării, cum ar veni, a făcut tot felul de contracte, am șmecherit, am măsluit, ok. Dan Voiculescu însă, pe lângă faptul că a furat și el la scara asta largă, încă o dată spun, ți-a și dat în cap, pentru că el te manipulează în fiecare seară. El n-avea televiziuni, Adrian Năstase. E greu să le viți pe Dan Voiculescu în peisajul media. Dan Voiculescu are programe de radio, Dan Voiculescu are ziare, Dan Voiculescu are televiziuni. Da? Dan Voiculescu a manipulat o masă de oameni imensă în această țară. Asta este cel mai grav. Da? Exact ca pe vremuri. Una era să te bage la pușcărie și alta era să fii torturat în pușcărie. Păi da, credeți-mă, nu e același lucru. Aveți dreptate, domnul Arătă. Cum scrie așa, condamnarea nu e definitivă. Păi nu e. Poate să facă recurs. Și va face, evident. Păi fără discuții. Așa că mai durează până când o să aflăm ce se va întâmpla. Sunt mai mulți inculpați în dosarul ăsta, mulți, foarte mulți. Este vorba despre privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare, care a fost evident subevaluat. Pentru asta, spun procurorii, s-a luat mită. Sunt vreo 20 pe listă, pe lângă Dan Voiculescu. Bine, s-au auzit numai de bine. Sănătate. Mulțumim. Cupa României, să știți, am uitat să vă precizăm, echipa noastră FC Botoșani a câștigat. Este echipa noastră, am spus, de ce? În sfârșit un patron cu facultate și nu de-aia făcută cu plicul de învățământ la distanță. E un om care și știe să vorbească, înțelegi ce vrea să spună, ce semnale trimite în piață. Cât de serios o fi, vedem. Da, eu zic că e serios, că nu pare a fi genul ăla de Cristescu sau Borcică sau Gigică. Am înțeles că n-are niciun jucător străin în lot. Păi n-are, pentru că aș și spus, bă, eu nu sunt așa plin de bani cum credeți voi. Eu investesc în fotbal că îmi place, sper să mi-aducă un câștig, un beneficiu și la capitolul imagine. Mi-a plăcut cum a vorbit. A bătut și Gazmetanu, hai că n-a fost nicio surpriză până la urmă. Condescu i-a bătut pe ea de la Farul și la Farul Ejale. FC Brașov, CFR Cluj 3-1, aici vroiam să ajung. Măi, s-a dus și proiectul. S-a dus, Pascani nu mai pare să fie interesat. El a dat. S-a dus, dar a dat unul. Nici el nu cred că se gândea în visele lui cele mai profunde. Nu cred că se gândea să dea o asemenea lovitură. A murit, dracu știe de ce. La un moment dat s-a rupt, într-adevăr. Sezonul trecut a fost jalnic. Sezonul ăsta este jalnic. Uite că nici măcar Grigoraș, da, un om care a reușit în fotbal la echipe, sigur, de un calibru un pic mai mic. Uite, nici măcar Grigoraș n-a reușit să se impună la CFR Cluj. E sfârșitul, într-adevăr, pentru el, dar măcar a făcut ceva. A câștigat titlul, a câștigat cupa, s-a dus în Champions League, a câștigat meciuri în Liga Campionilor. Ama să și dureze, într-adevăr, era
un pic peste atât ce putea să facă acest cuplu Arpi Muri. Dar așa să treacă doar prin fotbal degeaba nu se poate spune că au trecut. Așa au făcut până la urmă Plinu. Au avut și emoțiile respective. Au fost zei într-o perioadă în România. Au uitat lumea la ei. Nu exista steaua lui Meme Stoica în clipele alea. Să nu uităm acest lucru. Este singura echipă, și pentru asta ar trebui să-i mulțumim lui Arpi, singura echipă care i-a dat literalmente peste bot stelei. Unii erau urziceni, nu pot să spui. Unii erau urziceni, a fost chiar efemeră. A câștigat un campionat, s-a dus în Champions League unde a fost onorabil, ok, era și Meme acolo, ceea ce-i prost pentru noi. Da, CFR Cluj nu l-a avut pe scârța pârța asta niciodată. Și a dat stelei peste bot cu convingere. A făcut-o și la dedesubturi, a făcut-o și la fotbal. Au fost momente interesante. Când stăteai și fotbalul românesc, cum zice astăzi cu aroganță perfidul Meme, fotbalul românesc în clipele alea nu era steaua. Da? Asta este interesant. Nici Galațiu când a câștigat campionatul nu poți să zici că a rugurat târgului în Champions League cum s-a făcut de râs. În fine, nu poți să spui că ți-a luat atenția de la parcursul stele. Dar CFR Cluj a făcut-o, mă. Și pentru asta, totuși, sunt niște momente care contează. Bună ziua! Vă salutăți! Să trăiți! Vreau să zic doar o singură chestie vis-a-vis de ce spuneai tu și de ce spunea Radu și pun o întrebare. Mă tot întreb în fiecare zi și poate îmi dai tu sau Radu un răspuns. Eu nu pot să înțeleg cum e posibil ca la echipa națională să fie în permanență antrenori atât de incompetenți și de lipsiți de oriceea ce înseamnă tehnică în fotbal. Pentru că mă poate faptul că se aflată în permanență în training, de zici că e la antrenament în permanență, e cu țită banca când sunt meciuri la echipe naționale, cu toate astea, stadionul național se umple de fiecare dată de spectatori. E, nu chiar, nu, la meciurile naționale nu se umple de fiecare dată. Nu, dar a fost acum, la meciul cu Turcia și la meciul cu Ungaria, a fost plin. Păi, la meciul cu Ungaria, explicabil, dragostea dintre noi și unguri, nu-i așa, ne-a făcut și pe noi să ne uităm la televizor și să urlăm când au înscris ai noștri, desigur. Iar la meciul cu Turcia s-au dus în continuare oamenii sperând că România e pe val și poate îi batem și pe turci. Dar veți vedea că la meciul următor, disputat acasă, nu o să mai fie stadionul plin. Asta a fost o chestie de conjunctură. Deci, nu știu, eu mă întreb, și întreb și pe Radu, la meciurile naționale ale Franței, indiferent cum joacă echipa Franței, sunt pline stadioanele, tot timpul merg oamenii la meciuri să vadă, indiferent de felul cum joacă echipa Franței? E diferit un pic, pentru că da, când joacă la Paris, cam umple stadionul, deși e foarte mare, pentru că Naționala Franței încă trage după ea trecutul ăsta relativ recent, în care a fost campioană mondială, a fost locul întâi FIFA, a fost campioană europeană, a dat niște jucători mondiali. Publicul se duce ca la un spectacol, nu neapărat că vede spectacol, nu mai e de mult niciun fel de spectacol. Fluieră echipa Franței, dar se duce la meciuri. Să știți că în Paris, deși stadionul ăla este uriaș, el este aproape tot timpul 100% plin, pentru că la Naționala Franței îți rezervi biletul din timp, te duci ca la un concert, ca la ceva inedit, să zic așa. Adică știi că nu vei avea parte de o mare bucurie, dar ești acolo. Bine, Parisul are și 10-12 milioane de oameni. Sunt străini întotdeauna în Paris mai mulți decât sunt în orice an în România, în fiecare secundă. Deci are cine să se ducă la meciul ăla, aia spun. Nu e... Când Naționala se duce în provincie, că se întâmplă din ce în ce mai rar, pentru că la Paris au stadionul ăsta, de aia l-au construit ca să prindă Naționala și echipa de rugby. În provincie iară se duce lumea, pentru că acolo stadioanele sunt relativ mici. În Franța nu există stadioane deocamdată. După ce vor găzdui Euro 2016, lucrurile se vor schimba. Deocamdată sunt stadioane relativ mici. Și e ușor să umpli 25-30 de mii de locuri în provincie când îți vine Naționala, că tu știi că nu o să mai vezi prea curând. În Franța datele sunt un pic diferite. Adică ei totuși au trăit, au traversat o epocă în care Naționala lor a făcut ceva. Dacă n-ar fi existat această perioadă, probabil că astăzi nu mai erau stadioanele încă pline. Dacă nu vor mai câștiga nimic în următorii ani, cred că se va mai duce din efervescența asta. Dar deocamdată, da, în Franța, Cipru, în preliminarii la Paris, stadionul e plin.
am înțeles. Dar și altă mentalitate puteți decât mentalitatea românească care există la noi, UNESCO. Da, încă o dată vă spun, lumea nu e nebunită după națională. În Franța, unul din doi cetățeni detestă naționala, dar o privește, ca pe un bun național. Adică nu înseamnă că dacă nu placi, nu te duci. Înțelegi? Se duce dacă meciul e ok, aplaudă, și dacă nu e ok, înjură. Asta e ideea, dar oamenii se uită sau se duc la meci. Nu înseamnă că sunt încântați de națională. Am înțeles. Da, foarte interesant. Nu pot să înțeleg. Plus că Pițurcă, repede, din punctul meu de vedere, e total incompetent. Nu pot să înțeleg de ce menține federația în continuare pe poza enormistică. Nu pot să-mi explic lucrul ăsta. Haideți că vorbim despre asta. O să încercăm noi să dăm o explicație. Bine, dacă reușim, dar luăm o scurtă pauză. Să o lămurim cu selecționezii. Cred că am mai vorbit noi despre asta. În primul rând, naționalele în principiu nu sunt atractive pentru marii antrenori. Vă amintiți ce a spus Mourinho la un moment dat? Naționale pentru leneși și nu știu. Poate așa la final de carieră, când mă retrage, dacă mă plictisesc să preiau naționala Portugaliei, dar nu sunt tentat. Ferguson la fel. Ferguson a refuzat naționala Scoției, evident a refuzat-o și pe cea Angliei, că era scoțian. Nu s-a... Ți-ai refuzat naționala ta, poți să o... devenea persona non grata prin Scoția, aia sunt naționaliști, totuși. La fel, foarte mulți antrenori. Marcelo Lippi a preluat naționala Italiei abia după ce a câștigat tot ce se putea câștiga cu o echipă de club. La fel, Fabio Capello. După ce și-au încheiat cariera la echipele de club și nu mai aveau ce câștiga practic, s-au gândit, bă, poate cine știe, ia o cupă mondială, uite că lui Lippi a ieșit. Doar așa să-i mai poți motiva. De-aia nu prea e atractivă pentru antrenorii mari. Iar la noi, care sunt antrenorii noștri mai buni, care au mai făcut ceva în carieră? Mă refer la ăștia care țin echipe de club acum. Să zicem Dan Petrescu. De ce ar accepta naționala României? Ce ar avea de câștigat? Lucrează în Rusia, pe bani mulți, de bine de rău și-a găsit echipe acolo, încă mai speră probabil să avanseze și să ajungă în vest, poate în Anglia, el vrea să ajungă în Anglia prin Championship măcar, să ia o echipă de Liga a doua sau a treia. De ce să vii la Național? Ar fi o mare prostie din partea lui. Și să vii la Național într-o perioadă în care n-ai fotbaliști, deci nici rezultate nu prea poți obține. Asta s-ar putea să-ți scadă cota în loc să ți-o crească. Nu prea te atrage Național acum. Și asta României cu atât mai puțin. Dar vorba corespondentului, o întrebare mai bună ar fi: de ce toți selecționezii echipei naționale s-au îmbrăcat în training? Asta mi se pare o întrebare mai potrivită. De ce am avut mai deștea îmbrăcați în training, măi fraților? Nu mai țin minte dacă Răzvan Cescu venea în costum. Dar nu trebuie să vină apărat la costum. Unii vin îmbrăcați în training, alții la patruace. Stai mă, că nu e nici nuntă, nici antrenament. Îmbracă-te și tu normal, cum se spune prin oraș, printre snobi, casual. Pune-și o pereche de blugi, un sacou eventual. Nu trebuie să te îmbraci nici la patruace, nici în training. Așa, asta ar fi întrebarea interesantă. Sigur, nici aici nu e greu de ghicit răspunsul. Bună ziua! Alo, bună ziua! Gabriel, din București, aș vrea să subliniez două victorii ciudate care au fost afară. Ia ziceți. Elche cu Real Madrid. Așa? Corect, minutul 90 din penalti. Bateți spre pariuri, înțeleg eu. Nu, că la pariuri. Un penalti dat gratuit într-un fault în ataca lui Pepe. Da, am văzut. Foarte, foarte ciudată victoria asta. Trei galbene din proteste pentru aia care egalaseră minutul 90 Elche. Da, exact. Așa, și încă o victorie foarte ciudată a lui Juventus la Chievo. Deci Juventus a dat un gol în care atacantul se ținea de bară cu mâna. Asta a trebuit anulat. Și Chievo la 1-1 a dat un gol foarte, foarte clar dintr-un... Era cam 5 metri în fața fundașilor lui Juventus și l-a anulat. După care Juventus a mai dat un gol. Da, e o hoție, într-adevăr. Da, foarte bună observație. Știu, aveți dreptate. Bune chestiunea ți-a dus în discuție. Juventus este o rușine patentată, la fel ca și AC Milan, știu. Da, aș vrea să mai subliniez. Este revoltător ce a făcut Milan în acest campionat, de exemplu.
Milan sau Juventus? Milan. Milan în acest campionat a marcat toate golurile de la minutul 90 în sus. Și aseară Milan marchează două goluri în minutul 90 la Bologna. Este absolut revoltător ce se întâmplă. Este o rușine de campionat. Vorbeam de Juventus. Da. Milan este la fel ca Juventus. Da, și sunt de acord. Sunt de acord și la Juventus. De exemplu, cei de la Digi n-au fost pe fază cu încătinea atacantul celor de la Juventus de bară. Așa. Din ce înscria golul. Eu eram șocat că a dat ăsta la golul ăla lui Chievo. Și m-a sunat un prieten și mi-a zis de faza asta, care nu observase absolut nimeni, nici Meme, nici Lie, nici cine mai era în studio. Și chiar așa este, trebuia anulat golul când era 1-0 pentru Chievo. Iar golul din offside al lui Chievo, care s-a anulat, a fost, adică, comic, așa, nu știu. Uite ce scrie, ce ne scrie Ionuț Petrescu. Chievo, Juve, 1 pauză, 2 final. Da, bine, mai nu știu săracii ăia dacă neapărat s-au dat la o parte, adică Juventus... S-au dat la o parte. Copilul ăla de-a înscris, care are vreo 19 ani de la Chievo, păi da. Era foarte, foarte hotărât, se ducea să sară pe gardă la galerie și când s-a văzut că e anulat la golul, era șocat, era cu nu mai știa ce să facă, să-l strângă de gât arbitru, era mai avea cum să plângă că e anulat golul. Da. Bine, pe o greșeală din nou, Buffon care respinge mingea în față, exact cum s-a întâmplat și cu Lazio. Și încă o chestie legată de Liverpool. Ați avut dreptate. Am vorbit acum o săptămână, înainte de meciul cu Sanzi. Și au revenit băieții pe linia normală. În sensul că iar nu mai joacă nimic. Chiar și cu Suarez în teren n-au mișcat. Cred că Brendan Rodgers nu prea o să mai facă furismul pe la Liverpool. Nu, eu zic să nu fiți așa de răi. Liverpool s-a schimbat față de cum erau acum 2 ani și aseară au jucat fotbal, au fost peste Manchester United, minute bune. Și au jucat în deplasare totuși. Nu mi-a plăcut nimic. Nu mi-a plăcut. A fost o domiare sterilă, așa, dominau că n-aveau ăia ce fac. Da, la ei e... Da, la ei e gena de loser, e... Asta. Nu e gena de loser. Ba da, păi dacă în 20 de ani n-ai câștigat nimic, nu a existat. Ai câștigat Liga. Da, bun, în campionatul Anglia. Vă reamintesc asta cu Liga, e bine că o spuneți. Așa au dat afară pe Jupp Heynckes de la Real Madrid. El a venit la sfârșitul sezonului și a zis: am câștigat Liga Campionilor. Ce? Da, pierdut campionatul. Bineînțeles, hai, marș afară. Că tocmai câștigi, nici nu contează asta la marile cluburi. Ai câștigat-o, da, dar vă reamintesc în ce condiții. Da, o șansă dintre aia nu se întâmplă nici măcar o dată în viață. La modul cum au câștigat-o ei. Liverpool s-a întâmplat atunci. S-a întâmplat, ok, bă, dacă n-ai confirmat în 20 de ani. Deci vă spun eu, gena de loser, Liverpool și Saint-Étienne. Nu, Saint-Étienne are 35 de ani în care n-a fost prezent în cupele europene decât cu Esbjerg ăștia acum și a eliminat ea în turul preliminar. După ce a câștigat, de asta spun că echipă genă de loser, adică au făcut ceva, nu sunt flacăra moreni. Da, au fost pe timpuri mare echipă și Saint-Étienne și Liverpool, mare echipă și de 30 de ani și Liverpool va ajunge în curând la 30, da, nimic. Asta e să fii loser. Adică de când s-a schimbat fotbalul, tu n-ai câștigat niciodată nimic. Acum 30 de ani să juca cu bășica aia de cârpă. N-a câștigat nimic. Da? În afară de campionat au câștigat cupa UEFA în 2001. 2006 s-a repetat în timp ce conducea UEFA cu 3-1 parcă. Au egalat și au câștigat din ăla. Da, dar hai să-l întrebăm un pic pe Mateș sau pe Andy. De când există Premier League cu denumirea asta? Păi asta spun. Da? Deci ultima dată e când se juca cu Jobenul în cap. Ok, era altceva, asta spun. Pe vremea lui Mustăciosul, păi, Ian Rush. Da, bun, ok, asta spun, sigur că de aia vorbim de Liverpool. Atenție, dacă nu, de Stoke City nu zicem că suntem niște loser, pentru că aia n-au câștigat niciodată nimic. Da? Sau despre Nîmes. Nîmes a câștigat, dar în vremea lui Pârcălab, în anii 30. Deci, nu vorbim despre ăștia. Vorbim de Liverpool, care a fost un mare nume, sigur. Dar de 30 de ani sunt niște loser, aia spun. De când contează fotbalul? 20. O să fie 30 în curând.
La Saint-Étienne s-au făcut, uite, 30 de ani. Saint-Étienne a fost cea mai mare echipă din Europa. Da, cu Bayern München, a dat cu Bayern München de pământ în finala Cupei Campionilor. Dar numai un idiot poate să spună că exista vreo echipă peste Saint-Étienne atunci. Păi Saint-Étienne are două bare monumentale în finala aia cu Bayern München și ia bătaie. Păi finala Cupei Campionilor, firea al dracului să fie. Da? Și astăzi Saint-Étienne este un căcat. Da, de 35 de ani este un căcat. Asta spun. Bayern München a ajuns cea mai mare echipă din lume. I-a călcat în picioare în finala aia Saint-Étienne. Da, i-a călcat, a ascuns mingea până la spate. Și uite unde au ajuns, nu mai joacă nimic. Ce Bayern München, că ți se făcea milă de ei dacă te uiți. Eu am văzut meciul ăla pe o casetă. Da, ți se făcea milă de Bayern München. Îi alergau ăștia francezii, de ziceai că ei alalți sunt de la capătul Europei, zici că erau români Bayern München. I-a făcut praf toată finala, numai nu le-a intrat mingea. Deci acolo era, la nivelul ăla era Saint-Étienne. De-aia spun că sunt niște loseri. Așa a fost și Liverpool. A fost o mare echipă care astăzi nu mai reprezintă nimic, dar de atâta timp. Păi bă, în condițiile astea, sunt de acord. Ai pierdut un an, ai pierdut 2 ani, ai avut ghinion, ai tot pierdut. Bă, dar n-ai câștigat niciodată, bă, nimic de când s-a schimbat fotbalul. Pe plan idee, pe aia mă interesează. Nu înseamnă neapărat că e și adevărat să fii, să zic, dacă sunt loseri. Asta e părerea ta, cred. Ok, da, păi așa, eu așa-i văd. Nope. Atâta timp cât te reușești să câștigi totuși cupe, Saint-Étienne, de exemplu, n-a mai câștigat foarte mulți ani nimic. Păi nu, chiar nimic. Până anul trecut a câștigat Cupa Ligii, acum. Da. Da. Aia, da, poți să zici despre ei că au avut o perioadă dificilă, dar Liverpool au câștigat Cupa UEFA, au câștigat supercupele Europei. Știi de ce? Da, mă, dar au dreptate ăștia în Anglia. Adevărata bătălie era în Premier League. Că tu cu ăia acolo te duceai cu tragerea la sorți. O cupă europeană, așa i-au zis și ea lui Heinkes. Ai avut noroc, dă-te dracului. În campionat nu poți să ai noroc, că trebuie să joci cu fiecare de două ori. Înțelegi? Da, uite, de exemplu, în cupele europene ai bulan la tragere, că Steaua a câștigat Cupa Campionilor, că a avut noroc. Înțelegi? Dacă dădea peste o echipă, o băteau. Da, când întâlneai un mastodon. Milan, păi da. Milan era super echipă în 2005. Era echipa aia cu Crespo. Știu, dar n-a avut 3-0 Milan. A avut, păi, a avut. Atunci ce vrei? 90 de minute. Bineînțeles, dar aia vreau să zic, a fost norocos. Explică-mi tu în istoria fotbalului când a mai pierdut Milan un meci de la 3-0. Nu mai pierdut, dar de exemplu i-a bătut Deportivo. Deportivo, după ce au condus cu, de fapt la Milano a fost 4-1, au bătut în retur Deportivo cu 4-0. Da, Deportivo a avut câteva meci, nu era finală de Champions League totuși. Da, era sfert. Ah, ok. Au fost miracole de genul ăsta, sigur. Există în istoria fotbalului. Deportivo a mai făcut așa ceva. A făcut și cu Paris Saint-Germain odată. Exact în stilul ăsta, le-a dat, nu știu, 5 după ce pierduse, au avut. Din fericire s-a dus și Deportivo la Coruña, nu mai există, e în Liga a doua. Din fericire. Păi au murit și ăia ca să se vadă că miracolele astea nu țin de, da? Nu sunt suficiente ca să dăinui ca echipă, trebuie să fii constant, da? Oricum, în Spania, anul ăsta, Atletico Madrid va termina peste... Real. E bun Atletico, să sperăm, aș vrea și eu să termine peste prostul ăsta de Ancelotti, dar trebuie să-l mai și lase arbitrii. Nu, o să termine sigur, acum sunt de pe, vedem ce se întâmplă, dacă face un egal sau bate Atletico. Am văzut și eu, e bună echipă, bravo lor, l-au cedat pe Falcao, care, uite, are 7 goluri în 7 meciuri în Franța, n-are nicio treabă. Da, el au pe Diego Costa, care, părerea mea e că e mai bun decât Falcao. Posibil. Anul ăsta am văzut și eu. Atletico e super echipă. Hai să vedem cât va dura. O să dureze, că au și dubluri la jucători. În apărare stau cam rău, dar de la mijloc în sus au dubluri la jucători. Au și puștul la Leo Baptistao, care se mișcă bine. Haideți că trebuie să luăm pauză. Mulțumim frumos. Foarte bună remarca. O să vorbim și cu Călin Mateș. Se joacă și astăzi în Cupa României. S-au întins cupele astea peste tot prin Europa, preț de 3 zile. Să nu uit să vă zic, Universitatea Craiova, că tot l-am văzut pe Narcis Drejan, să-i mai dau o veste bună, că el este omul lui Mititelu, practic. Ține cu FC Universitatea Craiova, nu va mai juca nici la Drobeta Turnul Severin. 30.000 de lei amendă și urmează și suspendare. Deci în Craiova nu mai poți juca la Severin, nu? Ăsta este Adrian Mititelu, să vă trăiască. Ce să vă zic,
Ieri, după cum vă ziceam, n-a fost nicio sursă. Are asta cu Severinul în cap, omul ăsta, de zici că Severinul ăla e... Păi numai acolo mai poate juca. Da, nu asta, altcineva nu-l primește. În afară de Severinul ăla, el n-a găsit în toată Oltenia aia un loc unde să joace, mă? Știu că ei aveau teren, ok. Păi tu l-ai lăsat? Eu nu. Nu, dar Adrian Mititelu, eu așa mă gândeam, că are niște relații, dă-l încolo, că doar cu asta se ocupă, da? Să păcălească pe unul undeva. Nu mai este niciun teren în toată Oltenia decât la Severin. Asta era singura variantă a lui. S-a dus la Severin și cu gândul și în realitate de 1.000.000 de euro. Numai despre Severin a vorbit. Fă-ți dracu în Craiova sau undeva la marginea orașului ceva, un teren de ăsta cât de cât. Cu ce? Că nu are niciun ban. Acum nu mai are, dar când ești președinte de club, nu te gândești și la lucrurile astea? Astăzi se joacă, la această oră cel puțin, Oțel Concordia deja 1-0 și Astra ACS Berceni, echipa tovarășului Dan, care e la tifundiar mare în Berceni, 1-0 pentru Astra. Rapidulețul cu Ceahlău de la orele 18. Ia să vezi că pierd și cu Ceahlău. Și în fine, Steaua, Vântul Bârsana, Dumnezeu cu mila de la orele 8:30. În rest, despre restul să discutăm cu colegul nostru, Călin Mateș, să trăiți. Salut, băieți! Da, bun parcurs pentru Manchester United în Cupa Ligii. Se pare că mi iese pronosticul. Cred că așa va fi. Vom avea loc de Champions League, pe podium, cum se zice pe la noi, dacă se poate. Și să câștigăm Cupa Ligii în Cupa Angliei e mult mai greu, pentru că, uite, a picat Arsenal cu Chelsea în sferturi. Manchester United cu cine? Manchester United cu Norwich, e bine. Da. E bine și se joacă pe Old Trafford. Perfect. Da, e rezolvată treaba. Arsenal Chelsea iarăși foarte bine, scăpăm de un adversar puternic, de unul dintre adversari. Și la fel Newcastle Manchester City, Manchester City joacă în deplasare și aici aș avea o speranță. Tu ce zici, Căline? Păi, o să fie interesant oricum. Newcastle am văzut cum a pierdut în prima etapă în Premier League la Manchester City. A fost un context extrem de ciudat acolo. Am avut o eliminare pentru Newcastle. Destul de ciudată acea partidă, dar oricum perfect meritată victoria pentru City. Poate doar că n-ar fi fost scorul ăla de 4-0 dacă n-ar fi fost situația asta complicată pentru Newcastle prin eliminarea ce a avut loc pe timpul meciului. În rest, la ce spuneai tu, meciul dintre Arsenal și Chelsea, rămâne de văzut cu ce echipă va juca Arsenal, pentru că aseară a folosit în mare parte copii, a jucat Arteta pentru că avea nevoie de meciuri, el fiind accidentat l-au băgat pentru a-l obișnui, a-l integra așa ușor, dar în rest au fost o mulțime de copii pe lângă el, inclusiv, am putea spune, chiar dacă nu mai e copil, dar cu adevărat demenționat, Niklas Bentner, danezul pe care nu-l mai puteai recunoaște dacă te uitai la el, avea barbă, avea părul prins în sus, în coadă, știi, ceva foarte ciudat, singura întrebare a englezilor fiind, what the hell happened to Bentner? Asta a fost ce au întrebat ei și a jucat oricum și el, a dat gol din penalti la loviturile de departajare, măcar lucrul ăsta, și a jucat după 767 de zile primul meci pentru Arsenal. El a tot fost împrumutat, sezonul trecut a fost la Juventus, știm că în vara asta a fost aproape să semneze cu Eintracht Frankfurt, nu s-a înțeles cu nimeni pentru că pretențiile lui sunt cu adevărat exagerate. Așa că meciul între Arsenal și Chelsea rămâne de văzut dacă nu cumva vor juca tot cu această garnitură de copii. Arsenal a jucat așa și în ediția trecută, de aia și fost eliminată până la urmă. Țineți minte meciul cu Bradford, echipa ce urma să ajungă în finala Cupei Ligii, pierdută cu Swansea anul trecut. Și să notăm totuși că deținătoarea trofeului este eliminată. În acest moment Birmingham a mers mai departe eliminând pe Swansea într-un meci cu adevărat șocant. Rezultatul este unul extrem de greu de crezut. A reușit să le dea 3 goluri cei de la Birmingham să treacă mai departe. Birmingham va juca pe teren propriu cu Stoke City în meciul următor. Așadar, sunt câteva meciuri interesante. Pentru Kirikesh am spune că ar avea un nou meci în care să joace. Tottenham va juca acasă cu Hull City în turul următor. Așadar, o nouă șansă bună să joace și Vlad Kirikesh. Da, mie îmi plac, mie îmi convine tragerea la sorți. El are și prenume Kirikesh. Are, dar el, mai degrabă îi spun Vlad englezii așa, decât Kirikesh. Da. Da, și i-au trebuit, tu te-au și notat, să știi, pe parcursul meciului, au s-au uitat bine pe ceas oamenii și au spus, a durat exact 34 de minute până ce comentatorul englez să spună pentru prima oară expresia Vlad the Impaler, adică
cu trimitere la Vrad Țepeș, știți și voi. Doar atât de-a luat, 34 de minute și a ajuns la expresia asta, că asta așa va fi el probabil numit la club, Vlad the Impaler. The Impaler. Până la urmă, asta era întrebarea, că unii n-au crezut, alții au crezut că a fost ăsta omul meciului. A fost sau n-a fost? N-a fost, v-am spus de el. Holtby a fost omul meciului, el a deci fost doar votat. A fost o minciună, dar am ținut să te mai întrebăm o dată ca să lămurim lucrurile. Asta scria și Andrei Manțog în Kamikaze, că e o prostie. Da, este vorba de votul fanilor, de oameni care au intrat pe site, care au urmărit partida în comentariul live al site-ului și care și-au oferit votul la final. Ei au votat să îl pună pe Chiricheș pe primul loc. Diferența a fost mică, oricum, între procente de la el la Holtby. Vă spun din postura omului care a văzut meciul și toți cei care au urmărit partida, vor ști foarte bine să spună că în niciun caz n-a fost Chiricheș omul meciului. Să se bucure că a fost un meci după care nu a fost criticat și a trecut cu bine peste debut. Dar în rest, acolo a fost Lewis Holtby, a fost Jermaine Defoe, om care a dat 2 goluri în meciul de la Aston Villa. Mai apoi putem discuta despre un pachet în care să fie inclus și Vlad Chiricheș. Gata, s-a lămurit chestiunea. Ți-am spus, e bună tragerea la sorți, pentru că e posibil să scăpăm de 2 dintre cele 4 adversare mai tari. Tottenham, nu mă gândesc că nu merg mai departe cu Hull City, deci de voi nu scăpăm, dar am speranțe la Newcastle cu Manchester City. De partea cealaltă, fie Arsenal, fie Chelsea se vor curăța. Ce e un lucru bun, culoarul e bun până acum, a avut noroc, Moise. Da, este un trofeu oricum. Cupa Ligii asta duce mai nou în Liga Campionilor sau cum? În Europa League. Este traseul pe care l-a avut Swansea, ei jucând acum în Europa League și întâlnindu-se cu Petrolul pentru un singur tur de calificare. Echipa care va lua această Cupa Ligii joacă doar play-off-ul de calificare din Europa League și apoi pătrunde în grupele Europa League. În vreme ce câștigătoarea FA Cup, Cupa Angliei, merge direct în grupe, așa cum este Wigan, fără să joace niciun tur preliminar. Da, numai că firesc nu-mi doresc loc în Europa League sau loc de Europa League pentru Manchester United, eu aș vrea loc de Liga Campionilor. Ți-am zis, măcar locul 3 în campionat, sub locul 3 nu mai e bine. Nu, de spun, miza este doar de trofeu. Să știi că pentru Tottenham există într-adevăr o miză. Este singura echipă britanică ce are un trofeu câștigat în toate deceniile, începând cu deceniul anilor 50. De atunci are câte un trofeu cel puțin luat în fiecare deceniu. Anii 50, 60, 70, 80, 90, începutul anilor 2000. În anul 2009 a luat trofeul Cupa Ligii și acum sigur că vom încerca să continuăm traseul ăsta, să avem un trofeu măcar luat și între 2011, 2010 și 2019. Da, lasă, nu mai continuăm. Cred că sunt destul de multe echipe, totuși mi se pare o statistică pusă cu mâna așa, că sunt destul de multe echipe în lume care au luat câte un trofeu într-un deceniu. Da, eu ți-am spus că e vorba de statistică între echipele britanice. Păi da, da. Da. Și deci... nu mi se pare mare lucru, adică asta să iei un trofeu în 10 ani. Dacă ajungi să faci astfel de statistici, înseamnă că în general ai câștigat puțin. Da, așa și e. Păi da. Am luat nimica toate. E mai bine decât, e mai bine decât nimic, dar nu e ceva fabulos. Adică când vor ajunge Realul și Barcelona să spună asta în Primera, atunci într-adevăr am trecut într-o altă eră. Bă, știți că Real Madrid a câștigat în fiecare deceniu câte ceva. N-au cum să spunem, păi a văzut, Santi Cazor l-a declarat astăzi că jucătorii spanioli, care nu sunt evident la Barcelona sau Real Madrid, n-au mare motivație să rămână în campionat. Că e un campionat monoton între două echipe. Da, mi-a plăcut cum a sunat. Dar să știi că nici n-ar fi rău dacă măcar s-ar juca corect între astea două echipe. Da, am adică văzut aseară. Nu se poate, bineînțeles, asta nu-i fotbal. Și așa cum ne spunea și ascultătorul nostru mai devreme apropo de campionatul Italiei, da, chestiunile astea sunt, în Italia este o japcă pe față. Da, adică acolo chiar nu ești lăsat să joci fotbal absolut deloc. Ai un sezon așa în care o mai băși, băi, dar nu, tată, Juventus, Milan, ăștia nu. De altfel, echipe care au fost condamnate de-a lungul timpului și ar mai fi putut să fie. Nu s-au învățat nici măcar acum, adică e aceeași, nu ai cum să joci împotriva lor. Este imposibil să dărâmi o echipă dintre asta într-un meci în care n-ai o șansă de asta imensă, adică să nu fie meciul vieții tale. Altfel nu se poate. Nu e normal.
să ajungă așa. Nimic nu este mai frustrant pentru o echipă, pentru un antrenor, pentru un jucător, pentru un suporter. O echipă să știe că i-a avut în mână pe aia, le-a și marcat gol, i-a călărit și să piardă până la urmă printr-o hoție. Adică asta este chiar revoltător. Îți vine să ceri challenge, știi, ca în tenis. Păi da. Să arăți că n-a fost. Trebuie să mergi mai departe, dar lucrurile astea nu se pot uita. Adică faci astfel de lucruri cu regularitate și de echipe fură fiecare meci. Știți-vă la Milan, nu se poate, mă, să egalezi minutul 90 în fiecare etapă. Cât o fi minutul 90 de lung, dar nu se poate, mă, în fiecare meci să fii nul până. Era 3-1 pentru Bologna în minutul 89. Dă-o dracului de tare. Fiecare etapă, mă. Cum să nu te bucuri când mai o zbârcesc ăștia pe undeva? Tu acum ai venit castraveți grădinarului, că nu știi cu cine vorbești? Da, ai pomenit astăzi, Andy. Tottenham cum câștigă? N-au câștigat. Tottenham, vezi când vine cu statistica cu deciniile, nu e tata. N-au câștigat nimic. Când au câștigat Premier League 2-3 sezoane la rând, atunci da. Stai un pic, da. Așa că mai apucă câte o cupă accesorial, nu e mare lucru. Nu poți să zici că e o echipă care fură Europa. Tată, ăștia fură tot, peste tot. Nu există altceva decât hoția aia. Totdeauna când te uiți la ei, totdeauna deciziile sunt în favoarea lor. Bă, voi ați văzut ce penalti a primit OM pe teren propriu? Mâncava-și gura cu Saint-Étienne acum? Bă, l-a văzut careva, mă? Deci e 2-0 pentru Marseille, minutul 26 cu Saint-Étienne, da? Arbitru își dă seama că, bă, din toată fervoarea aia, meciul ăla, în tribunele alea pline, s-a dus meciul, da? E jucat, minutul 26, să ai 2-0 acasă. Ăia nemișcând, 25 de minute, nimic, Saint-Étienne. Și vine o centrare înratată în careua ălora de la Saint-Étienne, care lovește în spate pe Romao, care stă cu mâinile la spate. Deci stă cu mâinile legate la spate, la acea centrare, mingea îl depășește pe el, trece de brațe, îl atinge pe spate și arbitru dă 11 metri. Ăla știi ce zice Romao după meci? Iertați-mă, domnul arbitru, n-am apucat să-mi tai mâna. E fabuloasă asta, mă, cum să dai, mă, penalti, mă? Și acest penalti, transformat de Saint-Étienne, schimbă totalmente meciul. Ăia revin în joc, sunt mai buni decât OM restul de minute, adică 60 de minute, au faze, au ocazii, meciul se schimbă totalmente. De ce? Pentru că acel arbitru a influențat, le-a căzut capul ăstora când au văzut așa ceva. Până atunci echipa a mers perfect, a fost o seară, s-a stricat toată seara, n-am mai avut nici măcar gustul ăla să te bucur de victorie, pentru că ne-au măcelărit. Au avut ocazii până minutul 95, s-a schimbat soarta. Nu se poate, bă, deci dintr-o hoție cumplită. Noi n-avem niciun penalt într-un campionat, am mai povestit asta, dar niciunul. Așa, da. Am avut noi anul trecut, niciun campion, niciun penalt. Așa, deci nici OM, n-a avut niciun 11. Noi nu avem niciun penalt niciodată în campionat. Am avut cu Arsenal, dar aia am spus-o, chiar înainte de meci. În Europa, arbitrii sunt diferiți. Chiar dacă te fură, chiar dacă așa, aia nu știu de regulă asta că tu n-ai voie să... În Franța n-ai voie. OM n-are voie să obține, nici dacă prinde adversarul mingea în mână, arbitru zice că fluierase înainte și nu ne dă penalti. E bine, toți chiurii ăștia, toți ciungii ăștia vin și obțin penalti, mă. Nu se poate așa ceva, mă. Cum să-i dai ăla? A stricat tot meciul. Deci s-a terminat din momentul ăla, nu s-a mai jucat fotbal. Ăia au venit, au avut în gaură, și-au dat seama că se poate, aceste condiții poți orice. Cum să-i dai? A zis foarte clar, bă, iertați-mă, n-am apucat până a venit mingea să-mi tai mâna. Să ne oprim un pic, 2 secunde, revenim. Da, așa că lăsați Cupa Ligii, că nu trebuie să fie un obiectiv pentru voi, pentru Tottenham Hotspur, mai degrabă un loc de Liga Campionilor. Lăsați-l pe săracul David Moyes să ia și el un trofeu sezonul ăsta, că în Cupa Angliei, repet, e mult mai greu. Pe mine m-a mulțumit meciul de aseară, mai ales că United a bătut cu rezervele. Unele dintre rezerve. Au jucat și câțiva dintre titulari. Rămânii și De Gea. Ok, dacă Cicharito ăla nu ne-a dat două. Mă rog, Evans, mă rog, a mai intrat. Ăla ne-a dat două în Champions League, de exemplu. Când am jucat cu Manchester United, ne-a dat două Hernandez. Restul n-au făcut nimic. Rooney nu ne-a dat niciun gol în două meciuri. Deci a jucat 90 de minute și tur și retur, țin minte. Deci dacă Cicharito e rezervă, sigur, ăla totuși nu se poate considera rezervă. Nu, știi cum e corect spus? Dacă joacă în Franța, dă cât de Falcao.
corect spus, ar fi rezervele lui David Moyes. Sunt oameni care au ajuns să fie rezervă în meciurile de acum, pe finalul sezonului și la trecut. Ferguson, dar vreau să spun că un jucător de nivelul ăla nu există, ăla are loc la orice echipă, bă. Cum să fie ăla rezervă? Da, asta e, într-adevăr. Păi uite, și în apărare n-au jucat nici Rio Ferdinand, nici Vidic, a jucat Smalling și Evans. Pe stânga n-a fost Evra, ci a fost Büttner. Pe dreapta a fost Rafael și din nou Andy o să ne spună că de fapt e o problemă acolo, nu e un titular. Ce problemă, ce problemă. Extraordinar de prost a jucat. Toate baloanele le-a greșit Rafael. N-a contat nici în atac, în apărare. Ce să mai vorbim, el nu-i fundaș. Nu știu cine a păcălit, cine l-a mințit că e fundaș. N-a fost niciodată și nu va fi, că nu știe să se apere. Este și bezmetic. Nu indisciplinat, dar bezmetic. În momentul în care nu iese ceva, gata, s-a pierdut. Nu mai bun de nimic tot meciul. Dar a ales Moise să joace cu rezervele și a câștigat. S-ar putea să fie mai buni ăștia care au intrat aseară. Sau cel puțin mai motivați. Oricum au jucat destul de ok. În prima repriză a arătat slab. Liverpool a arătat foarte bine. Trebuie să spunem că e ciudat. Cred că și oamenii voștri și chiar tu te întrebi cum anume n-au dat ăștia gol. Au avut ocazii clare, au lovit bara. De-adevăr au fost momente bune pentru ei. Și cred că ne inspirați la finalizare. Suarez revenind acum după suspendare, poate a fost și el puțin mai ieșit din joc, da, dar altfel putea avut toate șansele să înscrie. Sturridge a fost și el un ratangiu aseară. Ați avut noroc că a scăpat fără gol primit în prima repriză. În repriza a doua a fost deja repriza lui United. Și am remarcat încă o dată, exact ca și în partida de la Swansea, că Liverpool în repriza a doua nu mai ține ritmul. Sau nu știu, ceva s-a întâmplat în orice caz cu ei. Ori United a crescut în joc și într-adevăr s-a exprimat altfel față de prima repriză, ori Liverpool chiar are o problemă în partea a doua a meciului. Asta a fost, a avut momente foarte bune United, au mai avut și ei câteva ocazii, dar în orice caz evoluția lui United în repriza a doua mult superioară față de cum s-au prezentat în prima repriză. A fost dominația acasă de Liverpool, era clar, că spuneam și eu în prima repriză că în mod sigur nu le convine fanilor lui United să vadă că stau ăștia călare pe ei, chiar dacă înțelegem, e vorba de a amenaja titulari, de a băga oameni de rezervă, de a mai da meciuri și altora, dar într-un derby de genul ăsta parcă nu-ți convine să vină la tine acasă marele rival și să stea călare peste tine. S-am spus, e ok, așa a fost și la noi. Deci Saint-Étienne a dominat toată repriza a doua, UM, fără niciun fel de problemă, da? Au avut faze multe, dar până la urmă, dacă totuși pierde, au pierdut, da, așa, e și, așa și Liverpool, au pierdut, cred că poți, nu o asimilezi ca pe un rezultat memorabil, dar un ghiț mai ușor. Adică nu e o seară în care să zici, mă, te trezești dimineața aia când te trezești și aia apucă și tu să dormi câteva ore și te trezești primul lucru la asta, te gândești, am pierdut. N-ai cum, aia e cel mai cumplit pentru un suporter, când îți vine dimineața de după un frângere de aia cumplită. E, asta nu! Te trezești a doua zi dimineața, ce crezi că mă deranjează că m-au dominat ăia? Nu, am înghițit-o, asta zic, am înghițit-o mai ușor, nu zic că mă băt de fericire, nu mai pot, acum mă laud peste tot. Nu, dar o diger mai ușor, am trecut mai ușor, bine că n-au marcat, da? N-au ce să zică, bă, am dominat o repriză, asta e și... Nu se reține, nu se reține toată chestiunea asta. Nu, bineînțeles, păi spun, senzația putea să fie doar la pauză, și că era 0 la 0 și ai jucat să rămai bine, dar asta... la final nu se mai gândește nimeni. Nu, asta ziceam și înainte cu Andy. Una este să ai, să zicem, Liverpool, că au dominat, dădeau 3-0, da? Eu murau, 3 goluri, să deșa la pauză, după pauză întorcea Manchester United. Ar fi fost totuși măcar senzația, puteau să zică, taceți bă din gură, m-am rupt în două până la nu știu ce. Atât timp cât tu n-ai dat niciun gol, da, sau în cazul nostru Saint-Étienne, a marcat dintr-un penalti absolut odios, nu poți să vii să spui, bun, ai jucat în câmp, ai ți-ai creat, bă, dar singura dată când ai dat-o în poartă, băi, nici n-au dat-o, a fost lamentabil, adică penaltiul ăla se poate da și de la gară, ăla nu trebuie să fie arbitru pe teren, ăla e de țurcă, deci, ok, când obții așa ceva, nu vii după meci să zici, am fost mai buni, cum zicea Galtier, meritam, trebuia să vă tragem, ciocu mic, ce să ne trageți, n-ați dat niciun gol, da? Adică nu dai niciun gol, ți-am spus, ai dă trei! Atunci poți să vii și să spui, bă, m-am dat 3 goluri, unde erați? Adică ai măcar argumentul ăsta. Taceți, bă, din gură, minutul 60 erați în genunchi. N-am auzit pe unul în tribune. Măcar ai un argument, dar ce să zici, n-ai dat niciun gol?
Băi, bă, v-am făcut praf și pulbere, dar nu v-am dat niciun gol. Bă, nu e chiar așa. Mă uitam aseară la rezultatele din Europa și văzusem ce a pățit Sosho și faptul că și-a dat demisia antrenorul lor după meci. Îmi aduceam aminte de discuția noastră din studio de la București când îmi spuneai că ai preferat să mai pice ăștia puțin, da, da. Să-i întreceți la numărul de jocuri. I-am zis corespondentului, eram în pat la Marseille în vara asta când vorbeam cu el pe Facebook și i-am zis că Sosho pică sigur. Țin minte, le-a venit rândul, într-adevăr, trebuie să și pice cineva. Nu scapă anul ăsta, păi nu mai au pe nimeni, așa aici. Și Guingamp l-a dat 5-1. Guingamp e un fel de sportul studențesc, în sensul că e o echipă a stăpânirii. Asta nu mi-a plăcut niciodată, o echipă pe care o detest toți rărunchii. Este o echipă... ok, hai să zicem că au și niște jucători că au mai format, că sunt un club, bă, totuși atât timp cât Noël Le Graët, care a fost președintele ligii și președintele federației, da? El este președintele federației în Franța, în momentul de față, a fost președintele ligii. Este din Guingamp, care este un sat. Oricum ai fi, oricât te-ai ridicat de sus, bă, totuși ceva pute acolo. Adică această prezență, e adevărat că au stat în B acum vreo 5 ani până au promovat, au fost și în Liga 3-a. Dar această revenire, faptul că i-au jucat în cupele europene în istorie, cu Inter Milano, marele, marele, l-au dat pe Drogba, nu? Marele Inter, da, dar Drogba nu-i format la ei. Okay. L-au avut la un moment dat, întâmplător, s-a dus Drogba acolo și pe Malouda l-au avut. Dar nu sunt jucători formați de Guingamp, niciunul. În condițiile astea, bă, totuși e o echipă spurcată, înfiorător, această Guingamp. Atâta timp cât ăsta, tăticule, ca și cum tu ai, mi-a Dragomir ne născut unde? La Bălcești, unde ne născut? Ca și cum ăia ar juca în Liga 1. Adică, bă, nu, eu nu pot să trec peste chestiunea asta niciodată. Deci când aud de Guingamp, totdeauna trebuie să le dăm. Noi suntem cei care i-am retrogradat ultima dată înainte de această venire. Cu meciul ăla de la zis Anigo în vestiar, fraților, știm că nu mai are nicio miză, prin 2009 a fost parcă. Când le-a zis, nu, pardon, zic greșit, nu, nici vorbă, în 2005 i-a retrogradat noi, așa e, cu Steve Marley a dat două goluri în ultima etapă și s-a dus Anigo, UEM era pe 10, nu mai juca nimic, trebuiau să bată pe velodrom și scăpau în ultima etapă matematic și s-a dus Anigo și a rugat pe jucători, a zis, tăticule, voi n-ați prins, că erați mici, nici nu jucați fotbal pe vremea, erați cu puțulica în nisip, ăștia ne-au retrogradat pe noi cu Bernard Tapie. În sensul că era Le Graët președintele ligii și ei ne-au săpat atunci. Vă rog eu, hai să-i retrogradăm pe ăștia. Și-a jucat OM atunci cu tot publicul, bineînțeles, împotriva lui Guingamp, cu tot arbitrajul Măsii, care era cu Guingamp, bineînțeles, și i-am picat. I-am bătut cu 2-1, a dat Marley o dublă și au picat, au retrogradat. Și au stat în Liga 2, au ajuns într-a 3-a și când au revenit în Liga 1, ironia sorții, primul meci a fost acasă cu OM. Adică această primă etapă de campionat în anul ăsta. Și în minutul 5 era 0-2. Probabil că le-a zis Anigoș de data asta, bă, cum mai țineți minte, v-am spus, hai să-i batem în prima etapă la ei acasă să le sune apa în cap. În minutul 16 era 0-3. Prima etapă, Guingamp-OM, 0-3 minutul 16, da? I-au ratat și un penalti. Au ratat, a primit un 11 metri în repriza a doua, totalmente gratuit, la 0-3. A intervenit Diawara la minge, l-a luat pe ăla cu fulgi, bineînțeles, au zis în tribună ăla. Să vede pe reloare că nici nu-l atinge pe jucător. Au ratat penaltiul, a jucat cu ambiție OM tot meciul. S-a terminat 1-3, sunt mulțumit. Acum, în ultima etapă de campionat, că așa e la ei, prima să joacă și ultima, în etapa 38-a vin iarăși pe velodrom. Pe asta vreau și eu de la campionatul ăsta, să fie în retrogradare Guingamp în momentul ăla. Că este echipă de retrogradare, da, nu? Adică urcăm, e cam pe acolo. Să-i urcăm pe garduri și dacă se poate să-i mai picăm odată. Ar fi senzațional. Bun, în final să mai menționăm că diseară, dacă înainte de emisiune apuci să intri pe Flash Score, să te uiți și tu la niște rezultate, îl poți vedea pe Dan Petrescu. Spuneai că nu știi când dracu să te uiți să-l mai vezi pe ăsta. Așa. În rezultate. Deseară, să știi. Aha. Înainte să începe emisiunea, să intri puțin să vezi, poți vedea rezultatul lui. Dar joacă numai în zile, dă-o dracului că e joi astăzi, bă. Ești joi. M-am uitat și eu dimineața, sunt două meciuri în Spania, e un meci în Franța, sunt în Italia, Fiorentina cu Inter, că nu se joacă nimic, n-am cu... când să-l cauți, mă, pe omul ăsta. Uite, joie, așa cauți, e. Începe meciul la 7:30 ora României de seară, se termină la 9:30 și ai putea să vezi deplasarea de la Rubin Kazan, ce a făcut Dinamo Moscova. Așa, ăsta e meciul de seară. O să mă uit sigur de tot, sigur.
Și cam asta ar fi. Echipa Tovarășului Dan, să știți că am scris la Giurgiu, Astra, ACS Berceni 2-1, Oțelul Concordia 2-0. Asta se joacă la noi, la această oră, la ora care intrăm noi în emisie. Nu sunt meciuri de Champions League sau de Europa League. Sunt de obicei pe intervalul lui Narcis Drejan, dar desigur el vorbește despre Universitatea Craiova, nu despre Liga Campionă, că aia ne doare pe noi. Știința, nu, altceva nu ne interesează, bineînțeles. Ea, că ați rămas și fără stadionul de la turnul Severin. Să vedem unde mai jucați acum. Eu l-aș sfătui să se... La Petroșani. La Roșia Montană. Nu, și eu l-aș zice ca să aibă siguranță. La Roșia Montană. În Harghita, bă. Îmi fac pare cu voi că o să jucă la Petroșani. Roșia Montană. Dar Harghita de ce nu vreți să jucă? Harghita, tată, că acolo dacă vă duceți, bă, investește la... Faceți o fabrică de aia de chirtoși, colaci, să găsească, aibă niște locuri de muncă, acolo găsiți sprijin la maghiarii ăia. O să fie liniștiți. Steagul Secuiesc, atâta va fi singura cerință. Să poată să vă arboreze pe o tribună Steagul Secuiesc. Și juca asta tată la ei. Păi și cu alb-albastru. E steagul Kazahstanului, de fapt, nu e Steagul Secuiesc. Jucați cu Kazahstanul ăla cu soarele pe cerul albastru senin. Da, toate meciurile, da, seamănă cu al vostru, asta e. Zici că e un steag de la legionarilor care și-au trecut un soare pe deasupra. A, nu-i nicio problemă. Atâta să fie toată paguba. Și așa asta cu culorile, și-au pierdut în România toate echipele. Culorile, toate spăla, nu știu cine pe la. Așa că puteți juca în tricouri Secuiești. Când vă spune de acolo, ea nu vă mai scot. Acolo aveți liniște, ea nu-s ca ăștia cu Behedințu și cu Gorjul și cu Vâlcea. Bun, cam atât pentru astăzi. Urmează Sport Arena. Deci mai întâi se va discuta despre agricultură, despre prășit și abia după aceea vă veți duce spre Universitatea Craiova. Numai bine! Cam e cu